Salut și bine v-am regăsit pe Alchimia Spiritului! Astăzi vreau să vă vorbesc un pic despre uh, perioada asta a sărbătorii Crăciunului, și o să vă explic din perspectiva mea. Probabil că voi întâmpina un val de, nu știu, păreri contradictorii din partea voastră. Uh, o să vă gândiți că probabil sunt musulmană la naștere, și că din cauza asta am uh, o viziune ușor diferită față de a celorlalți care sărbătoresc Crăciunul. Sau o să vă gândiți că na, țin de lucruri spirituale și că n-au nicio treabă cu realitatea creștinească, ortodoxă, bisericească, o rânduire asta, canoanele astea stabilite, împământenite, seculare. Dar, cu toate astea, vreau să-mi exprim totuși părerea și să vă spun care este viziunea mea. Declar pe această cale că nu mă consider nici musulmană, nu mă consider nici creștină, nu mă consider nici budistă, nu mă consider nici practicanta filozofiei Zen, ci cred într-un Dumnezeu atot cuprinzător, omnispotent, omniscient, care ne-a uh, generat pe toți, care ne-a creat pe toți și uh, care este exclusiv alcătuit din iubire. Uh, Sărbătoarea Crăciunului, după cum se știe, și dacă nu mă credeți, puteți să verificați și voi pe Google să vă informați. Este aleasă fix pe 25 decembrie ca o convenție care a avut loc pe undeva prin 1700, cred că pe vremea Regelui Iulian, de aceea există la american King Julian version a Bibliei, versiunea lui Regelui Iulian, prin care s-a stabilit că. De pe 25 decembrie se va sărbători această naștere a Domnului Isus Hristos. Dacă ar trebui să analizăm date din Biblie, după modul în care slujeau în sinagogă rabinii, luându ca punct de referință pe Zecheria, nu știu cum se pronunță în română, este Zecheria, tatălui lui Ioan Botezătorul. El servea, nu știu, trebuia să, să se ruleze rabinii în acel templu de câteva ori pe an și el pica într o anumită perioadă. Dacă faceți un calcul după acea perioadă și sunt documente sau filmulețe pe YouTube care să releve această ciclicitate, nașterea lui Isus ar pica undeva prin nu știu, într un interval între aprilie și iunie cu precădere în aprilie, pentru că era luna Nisan în ebraică, în iudaică și Nisan, culmea, este și luna aprilie în limba turcă. În Coran, la fel se specifică perioada în care Fecioara Maria a trecut prin chinurile facerii și Coranul, deși îl eliminați creștin fiind din cultura voastră generală, eu cred că ar trebui să-l parcurgeți, dar într-o variantă foarte bine tradusă, foarte corect tradusă, ca să o puteți înțelege cu adevărat, Fecioara Maria era, trebuia să nască și i s-au dat curmale. Se știe pentru toate femeile însărcinate că atunci când mănânci curmale, liniștește cumva contracțiile și durerile facerii iar curmalii se coceau undeva primăvara-vara, da? deci era tot acel sezon. Se potrivește în această direcție atât Coranul cât și Biblia asupra datei nașterii lui Isus. Din perspectiva mea, Isus nu a fost un personaj istoric care a trăit pe acest pământ, care a umblat în sandale prin nisip, care a vorbit cu niște oameni reali, ci este o stare, de fapt, o stare de conștiință. Dumnezeu, pentru mine, este subconștientul Global, subconștientul colectiv în care noi, toți oamenii de pe acest pământ, adunăm informații, sentimente, emoții, și pe care le înglobăm în acest tot unitar, acest tot unitar dându-ne înapoi toate cunoștințele înapoi, deci ni le restituie pe alte căi. Dacă eu acumulez cunoștințe despre spiritualitate, într-o zi un om care a trăit tot timpul bazat pe știință va avea câte o epifanie din asta despre lumea spirituală sau eu, care n-am nicio treabă nici în clinici, nici în mânecă cu știința, pot avea în timpul unui duș o descărcare din asta în care să zic băi, știu să rezolvi problema la matematică a copilului meu. Sunt niște exemple. Uh... Deci, sărbătoarea Crăciunului, pe 25 decembrie, este o convenție stabilită undeva prin anii 1700. Considerentele care au stat la baza stabilirii acestei date nu sunt foarte clare, dar o să încerc să aduc două argumente în acest sens legate de data de 25 decembrie. Un aspect este acela economic, pentru că dacă ar trebui să mergem înapoi în timp, în perioada în care oamenii trăiau exclusiv din agricultură perioada asta de iarnă era considerată o perioadă moartă. Da? Toată lumea și-a cules recolta și-a îndesat-o în hambar și acum pe parcursul iernii trăiesc din roadele pe care le-au acumulat pe timpul verii. Prin trudă, prin sudoare. De obicei nu prea existau schimburi între oameni în această perioadă. Fiecare se închidea în coșmelia lui, probabil aveau zăpezi dintre alea uriașe pentru că așa era vremea pe atunci. Și nu trebuia neapărat să se ducă, să mai facă negoți, să mai iasă afară din case Considerenta economică este că selectându-se această dată pentru a sărbători nașterea lui Isus Hristos Îi face pe oameni să iasă din case și să se ducă să cumpere daruri pentru cei dragi Să interacționeze, să încerce să facă tot felul de schimburi, de acte de caritate permițând astfel negoțului care era complet anihilat în această perioadă, complet oprit și stat, să continue și să, să, înflorească în perioada în care, de obicei, nu ar fi fost niciun pic de mișcare. Eu am lucrat și în comerț pe perioada facultății și mi-am dat seama că vânzările erau foarte bune pe tot parcursul anului, începeau să scadă încet încet din toamnă, înspre iarnă, iar în preajma Crăciunului se înregistrau bumuri de încasări, pentru magazinul la care lucram. Am fost vânzătoare într-un magazin de blugi pe perioada facultății. Nu este ceva cu care să mă rușinez, de care să mă rușinez. A fost o etapă interesantă în viața mea în care am constatat care este comportamentul psihologic al oamenilor în preajma sărbătorilor. Și nu numai, multe, multe alte lecții importante. Dar una dintre aceste componente ale alegerii datei de 25 decembrie, o dată moartă din punct de vedere comercial, pentru a sărbători Crăciunul, este această dorință de a menține economia să curgă. În al doilea rând, am o explicație ușor istorică despre această dată, și anume că înainte de a fi înfăptuită această convenție prin care s-a decis stabilirea datei de 25 decembrie, în Imperiul roman exista o sărbătoare păgână între 17 decembrie și 23 decembrie, numită Saturnalia, era sărbătoarea lui Saturn. Saturn, după cum știți, este planeta care simbolizează marele profesor, cel care ne dă lecțiile cele mai dure, cele mai aspre, este cel mai corect, cel mai uh, somptuos, scorțos, rigid, dar care ne învață lecții foarte importante despre existența noastră pentru a ne eleva. Vibrațional, spiritual și ajunge în aliniere cu sinele nostru superior. În această sărbătoare a Saturnaliei, sărbătoarea evident, se ținea în Templul lui Saturn, aveau loc foarte multe obiceiuri, tradiții, care sunt lesne de regăsit în sărbătoarea actuală a creștinilor din Europa, spre exemplu, sau din vest. Se făceau schimburi de daruri între oameni. Era perioada în care stăpânii făceau schimb de roluri cu sclavilor și începeau să-i servească ei. Mulți sclavi căpătau libertate în acea perioadă să fie liberi de stăpânii lor, urmând ca să se întoarcă înapoi, să sclavagească după ce se încheia sărbătoarea. Aveau loc sacrificii de animale, jertfe, tăierea porcului respectiv. Se făceau tot felul de carnavaluri, bâlciuri, distracție, se dădea dezlegare practic la tot ceea ce fusese interzis în timpul anului. Pentru că, în timpul anului, atâta timp cât soarele era pe cer și lumina, oamenii trebuiau să trudească. Pentru asta era nevoie de limpezimea minții, nu trebuiau să consume alcool, claritate mentală trupească, nu li se îngăduiau tot felul de transgresii dintre astea nu știu, sexuale sau lucruri care să le dreneze energia pentru a putea continua la treburile agricole. Dar în această perioadă a Saturnaliei era dezlegare la orice. Puteai mânca orice, puteai să bei, puteai să trăiești în desfrâu, puteai să te distrezi în orice fel și chip și se dădea această degrevare de la toate lucrurile serioase. În această perioadă, Totodată, sărbătoresc, cred că și sataniștii, ceva legat de Saturnalia, dar partea negativă a ei, în sensul că ei sărbătoresc prevalența întunericului asupra luminii. Știți că între intervalul 17-23 decembrie se găsește data de 21, care a fost ieri. 21 decembrie fiind ziua solstițiului de iarnă. Ce înseamnă solstițiul de iarnă? Înseamnă cea mai lungă noapte a anului. Este perioada în care soarele are cea mai puțină putere și influență asupra noastră. Soarele este același soare pe care îl venerau egiptenii, dătător de viață, aducător de renaștere, nu știu, sursă de belșug și abundență și a roadelor pământului, purtătorul de lumină și toate lucrurile pozitive și frumoase de pe acest pământ. Iar sataniștii, cei care sunt pe vibrații joase, nu trebuie să judecăm pe nimeni pentru cultele la care aderă, pentru că fiecare îl vede pe Dumnezeu în felul său și au tot dreptul să facă acest lucru. Sărbătoreau tocmai acest întuneric, dar în același timp solstițiul de iarnă marchează, odată cu <coughs> cea mai lungă noapte din an, Înseamnă că din ziua următoare, întunericul începe să scadă și soarele să devină din ce în ce mai puternic. Soarele începe să crească, ziua începe să se lungească încet, 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 până în 21 iunie, cred, când are loc solstițiul de vară. Cu alte cuvinte, în cazul în care credeți că s-a terminat de mult cu era politeistă, foarte multe influențe din religiile politeiste au rămas și au fost înglobate în creștinismul din ziua de astăzi. Și nu numai în creștinism, și musulmanii fac la fel. Toată lumea a continuat practic pe aceeași uh, filozofie. Pentru că am zis că nu o să vorbesc despre asta, dar totuși o să vă menționez. Gândiți-vă că acum pe pământ ar umbla Isus, coborât cu adevărat printre oameni și ar avea pe lângă el 12 discipoli. Da? Și merg ei așa ce merg și încerc să încearcă să convingă oamenii de existența unei noi religii vor adera câțiva, alții îi vor blama, marea majoritatea creștinilor din ziua de astăzi sunt convinsă că îi vor contesta. Pentru că cine ești tu să vii tu să-mi spui că nu mai am voie să mănânc porc sau nu mai am voie să mănânc cozonac sau nu mai am voie să beau vin? Că Isus ar veni iarăși cu standardul schimbării. Isus a fost un mare revoluționar. Când a venit, a revoluționat toată credința care exista pe, acel, pe pământ în acel moment. Deci oamenii nu vor adera cu ușurință. Văzusem chiar și un documentar la un moment dat pe tema asta, cât de greu ar fi să-i faci pe oamenii care sunt tradiționaliști, setați să creadă în ceva anume de 2000 de ani, să-i convingi să creadă în ceva nou. Prin urmare, ca să reușești să aduci o altă religie, va trebui să îmbini elemente din credința nouă pe care o aduci cu elemente din credința tradițiile vechi care există deja. Așa că, probabil, ar face ei un mix din acesta magic, o poțiune magică, o alchimizare a religiilor, și ar spune oamenilor: Uitați, dacă veniți pe calea noastră, puteți păstra și, și tradiția aia, și tradiția aia, și tradiția aia, dar nu mai urmați-mă. Deci, ar fi fost nevoie de un compromis este greu și urât să spunem asta despre Isus că ar fi făcut compromisuri, dar sunt convinsă că Isus ar fi luat vibrația pozitivă din orice tradiție, fie ea politeistă, fie ea, nu știu, păgână, și ar fi transformat-o în ceva luminos și le-ar fi arătat oamenilor pe limba lor, prin cuvintele lor, așa cum dădea pilde pescărești pescarilor, pilde agricole agricultorilor și așa mai departe. Ar fi adaptat mesajul în așa fel încât să-i atragă de partea lui. Um... Ca să nu mă îndepărtez de subiect, mereu spun asta și mă îndepărtez. Uh, pentru mine, sărbătoarea Crăciunului uh, nu trebuie să fie această dată fixă de 25 decembrie în care suntem mai buni, suntem mai uh, adevărați, spuneți da, nu spuneți nu la Tubor Christmas Brew, ci să sărbătoriți Crăciunul la orice dată din an în care ați avut. Un moment de transcedere, de depășire a unui sine vechi către un sine nou. Ca să nu fiu atât de abstractă, un exemplu ar fi când ați trecut printr-o greutate și ați surmontat-o, ați depășit-o cu succes și ați ajuns la liman. Aceea este pentru voi o renaștere. Renașterea voastră înseamnă renașterea lui Isus Hristos în interiorul vostru sau renașterea conștiinței hristice. Exemplu și mai concret, pentru mine personal, ar însemna să sărbătoresc în fiecare an data la care am supraviețuit unui accident rutier. Pentru altcineva poate fi data la care a observat în analizele medicale că boala a intrat în regresie. Pentru altcineva poate însemna data la care a trecut un examen important al vieții sale. Pentru alții ar însemna data la care au căpătat un job după o lungă perioadă de penurie, de lipsă, de sărăcie, de uh, instabilitate materială. Este data la care ați depășit orice prag. Și puteți sărbători asta în orice moment al anului, fără nicio reținere, ca și când ați sărbători sărbătoarea Crăciunului. Puteți cumpăra cozonaci, puteți da uh, de pomană sărmanilor, puteți face fapte bune, vă puteți suna rudele să le, să le vorbiți frumos și așa mai departe. Nu trebuie să fie legată de o dată fixă. Tot așa, importanța cuvintelor, aș vrea să o leg de acest subiect, este colosală. Toată lumea zice că în preajma sărbătorilor importante, în preajma Paștelui, a Crăciunului, la musulmani, în preajma Bairamurilor, Bairamul Curban, Bairam și Șecher Bairam, sărbătoarea sacrificiului și sărbătoarea dulciurilor, cum ar veni la noi, sunt două Bairamuri mai mari și late, toată lumea își propune să vorbească frumos, să fie mai amabilă, mai îngăduitoare. Dar cuvintele pe care le rostim trebuie să aibă să treacă prin niște filtre în orice moment al vieții noastre și nu doar în preajma sărbătorilor. Importanța cuvintelor este colosală. Se apropie sfârșitul de an și an de an, negreșit, am constatat că toți oamenii blamează anul care a trecut. Urarea mea, ca să nu spun sfatul meu pentru voi, pentru că nu vreau să dau sfaturi, fiecare face cum consider în continuare, și cei care rezonează cu mine vor percepe mesajul, cei cu care nu rezonează acest mesaj își vor vedea în continuare de viață și este foarte bine în continuare. Nu-i judecă absolut nimeni, nu sunteți cu nimic sub nivelul altora, ci pur și simplu este un alt stadiu al dezvoltării voastre pe care îl parcurgeți pas cu pas, fără să ardeți etape și este foarte important că faceți acest lucru pentru că vă va duce sigur pe calea corectă. Toate drumurile duc la Dumnezeu într-un final. Dar în această perioadă, Trebuie să ne concentrăm mai mult pe lucrurile bune care s-au întâmplat cu noi în anul ăsta. Și cu cât un an a fost mai greu, vi se pare la sfârșitul anului că ați, ați trăit numai evenimente negative, înseamnă că v-ați focusat numai pe ele. Dacă puteți vedea că și în anul acesta 2021, ca și în orice alt an din viața voastră au existat și bune și rele, sunteți un pic mai aproape de adevăr. Dacă vă concentrați, în schimb, doar pe aspectele bune sunteți mai aproape de a manifesta lucruri bune și în anii ulteriori. Pentru că în tehnicile de manifestare, un pas important este să te gândești la cum ești tu în momentul actual, să te proiectezi în viitor ca imaginea ta ideală, să te gândești la, spre exemplu, eu aș putea să mă gândesc la la mie, cea din 2022 deja sau din 2023 chiar, și să mă uit în urmă și să mă privesc de acolo, cum stau eu aici pe scaun în fața voastră și să zic, Doamne, ce frăierică eram eu la vârsta aia, de unde era să știu câtă bunăstare și câtă stare de bine va veni în viața mea acum? Așa cum, pentru mulți oameni, este o dovadă de maximă realizare și recunoștință să atingă vârsta de 50 de ani când toți în jurul lor, sau alții oameni dragi importanți din viața lor, nu au apucat această vârstă. Sau alții care au atins, precum bunica mea, 99 de ani, și să se gândească la toți ceilalți care nu au atins această vârstă. Ei, nu trebuie tu în momentul acela să privești în trecut cu recunoștință și să spui, mulțumesc, Doamne, pentru, pentru harul ăsta pe care mi l-ai dat, pentru darul ăsta al vieții lungi trăite prin care mi-am văzut nepoții și strănepoții. Și mi-ai dat și sănătate fizică, în sensul în care nu sunt o povară pentru nimeni în jurul meu și mă pot încă îngriji singură. Pentru că ăsta este și cazul bunicii mele. Dar să nu blamăm la sfârșit de an, trăgând linie, când toată lumea își face celebra uh, listă de realizări și eșecuri din viața din, viața, din anul trecut. Să nu blamăm anul în care, pe care tocmai l-am depășit, ci să ne gândim la ce am putea perfecta noi din anul respectiv în anul următor. Și să nu privim cu mai multă speranță înspre anul următor, ca și când ar fi salvarea să ne scoată din mizeria în care suntem în anul ăsta. Fără, fără anul ăsta și fără momentul prezent, anul următor nu ar exista. Și fără greutățile prin care am trecut în anul acesta, nu vom putea fi oameni mai buni în anul următor. Fără conștientizările din 2021, așa cum a fost el și așa cum a fost și 2020 cu pandemia, dacă nu realizăm și nu învățăm nimic, pandemia asta va continua până se vor termina literele din alfabetul grecesc. Așa că este foarte important să rămânem tot timpul pe vibrație pozitivă, să conștientizăm partea de umbră și partea de lumină, atât în interiorul nostru, cât și în extensia noastră, pentru că casa noastră, țara noastră, lumea noastră, planeta noastră, universul nostru sunt extensiile gândurilor noastre. Și atunci când iau în calcul că a fost un an cu bune și cu rele, pot să îmi iau la revedere de la el cu recunoștință, cu smerenie, să conștientizez că toate lucrurile care au fost rele au trecut prin viața mea cu un scop și că am învățat ceva din ele, iar lucrurile care au fost bune au venit aici să mă susțină, să fie ca o cârjă de protecție de care să mă agăți, ca să pot păși cu un picior mai șontâc în anul următor. Alegerea cuvintelor este întotdeauna foarte importantă și chiar vorbeam cu cineva astăzi despre asta că atunci când treceți pe un drum cu pietre pe stradă și sunteți în mașină, să spuneți, A, în loc să înjurați, ia uite ce, în ce stadiu sunt drumurile noastre, să spuneți, dar ce plăcut este că am această mașină frumoasă, silențioasă, cu care pot să ocolesc uh, cu grație aceste pietre și iată ce skill de șofer bun am dovedit știind să o colesc gropile din România. Dacă sunteți blocați în trafic, cum fac eu de obicei, nu mă supăr nicio clipă că mai trebuie să mai petrec încă 20 de minute în trafic. Foarte rar m-am supărat când am avut o urgență, dar aia a fost din prostia mea pentru că nu am plecat suficient de devreme. Dar eu în trafic, când rămân blocată, de obicei zic, a, ce prilej minunat ca să butonez radioul și să găsesc o piesă foarte frumoasă pe care să o ascult și să o fredonez la volan. Sau din contră să mă uit în stânga și în dreapta, să-i analizez pe oamenii din celelalte mașini, să-mi imaginez poveștile lor de viață sau să descopăr lucruri în natură la, asupra cărora nu mi s-ar fi oprit niciodată ochii pentru că mai ales atunci când mergeți pe bulevarde în care, pe care se circulă cu mare viteză, nu știți că a mai pus primăria un beculeț, nu știți că s-a mai sădit un brad, n-ați văzut că sunt niște magnolii foarte frumoase pe partea aceea a drumului și tot așa. În fiecare situație trebuie să luați ceva pozitiv. În loc să înjurați și să drăcuiți ceva, să vă gândiți ce ratez în acest moment din preajma mea. Un alt exemplu despre felul în care ne folosim cuvintele este acela că ele ne dau o stare de empowerment, cum spun americanii, sau de împuternicire. Cel mai clar exemplu în acest sens este că atunci când întârziați undeva, în loc să spuneți: Îmi cer scuze că am întârziat, să spuneți mulțumesc că m-ai așteptat. Mulțumesc că m-ai așteptat te pune pe o poziție nu neapărat de autoritate, dar de egalitate cu omul care te așteaptă. Nu te înjosești și nu-ți cobor vibrația trăind sentimente de rușine și vinovăție că ai întârziat. Clar ai niște motive serioase și întemeiate în cap, nu-i poți explica că ți-a mâncat cățelul tema, că nu mai ești la școală, dar nici să te înjosești ca ai întârziat pentru un fapt care deja este consumat, nu-ți face cinste nici ție și nici vibrației tale. Un alt exemplu de astfel de cuvinte frumos alese este ca atunci când ceri, spre exemplu, colegilor tăi un pix, să nu-i întrebi, are cineva vreun pix? Este iarăși o poziție de vibrație joasă în care te pui ca inferior celorlalți, în care te lași la mila lor, la mila Dumnezeului exterior, de la care simți nevoia că trebuie să obții o validare, ci trebuie să refrazezi totul și să spui, Cine are să-mi dea un pix? Este o mică diferență de nuanță, poate că este insesizabilă, sau cine îmi dă un pix? Este mult mai corect. Și atunci oamenii te percep pe vibrație egală cu ei. Nimănui nu-i place un om care se simte mizerabil, care se simte josnic. Nu-i place în sensul că nu că v-ar da un brânci, dar pur și simplu nu vrei să ajuți pe cineva care este plângăcios, văicăricios, care se pune pe sine jos. Pentru că omul care nu se respectă pe sine nu poate căuta respect în ceilalți din jurul lor. Sunt doar niște exemple pe care pare că le-am strecurat ca nu cam perete, dar tot se leagă foarte mult alegerea cuvintelor de felul în care vorbim în această perioadă și nu numai a anului în care încercăm să fim foarte buni și foarte îngăduitori și milostivi și buni cu cei din jurul nostru aceste cuvinte frumoase trebuie să prevaleze. Dacă voi vă doriți să manifestați lucruri frumoase în 2022, nu veți realiza acest lucru drăcuind 2021 și punându-vă speranța în acest zeu al viitorului care va aduce izbăvire și claritate și frumusețe în viața voastră pe care fie că vă place să o recunoașteți sau nu, voi ați ales-o și voi pas cu pas ați clădit-o. Este răspunderea voastră dacă 2021 a fost un an bun sau rău. Și în această ipostază, în loc să bălăcăriți anul trecut, să vorbiți în termeni frumoși, în manifestare, în manifestarea dorințelor mai bune pentru 2022, va trebui să vă puneți în atitudinea omului în care vreți să vă transformați. Și un exemplu concret în această situație este, dacă eu sunt săracă, financiar, nu am bani, dar vreau ca în 2022 să fiu abundentă financiar, ba chiar să am un exces de bani, să, să am libertatea de a face, ce înseamnă banii pentru mine, să am libertatea de a face orice vreau cu timpul pe care, de care dispun. În acel moment trebuie să îți creezi starea de om bogat la nivel emoțional, la nivel de sentiment, de feeling în interiorul tău. Cum se comportă un personaj sărac când ajunge la casă și vede că casiera nu-i mai restituie nu știu, cei 10 bani care au rămas ca rest. Începe să se certe. De ce nu mi dați ia 10 bani, că nu știu ce, că eu dacă vin să iau o pâine fără 10 bani, nu mi o dați, știți cum reacționează un român de obicei în situația asta. Dar dacă ați creat în capul vostru imaginea voastră ideală de om cu bunăstare, o să fiți mult mai îngăduitor cu toate lucrurile care vi se întâmplă în jur o să mergeți mai departe spunând dacă nu mi-a dat, probabil că a uitat sau probabil că are nevoie de ei. Și poate ea are mai multă nevoie de acei 10 bani decât am eu nevoie. Gândiți-vă că un om bogat nu s-ar chiloțări niciodată, nu s-ar certa niciodată cu nimeni, ar rămâne în starea lui pentru că este conștient de averea care îi stă în spate, de suportul material, de siguranța lui financiară. Și atunci mergeți cu această atitudine de om bogat peste tot. Și vă rog frumos să-mi să-mi scrieți în comentarii dacă având această atitudine de om bogat, comparați-vă cu cine vreți voi, să vă credeți un star de la Hollywood, eu compar mereu bogăția cu Ion Țiriac în România, da? dacă eu aș fi Ion Ciriac, m-aș certa cu femeia asta pentru punga aia de semințe pe care nu mi-a dat-o, dacă eu aș fi Ion Țiriac, m-ar deranja că unul pe stradă a strigat după mine, hei, prostuțo sau hei, blonduțo, dacă eu aș fi Ion Țiriac, m-aș mai nu știu, cârti la bani, aș mai negocia să mai cârpesc ceva într-o anumită negociere? Dacă eu aș fi eu, în Țiriac, aș face niște lucruri dintre astea, nu știu, reprobabile, ceartă în plină stradă, bălăcăreală, bârfă, pierdere de timp spărgând semințe pe o bancă și așa mai departe. Nu, m-aș concentra pe lucrurile pe care le-ar face el. Mi-aș vedea de afaceri. aș fi senină, aș fi pe o poziție egală sau superioară celorlalți superioară nu în sensul de arogantă, dar pur și simplu de un om care are o coloană vertebrală și care nu se coboară tot timpul pe vibrația celor pe care îi întâlnește. Și trecerea aceasta dintre ani, în condițiile în care știți să vă gestionați cuvintele și gândirea, vă poate aduce multă abundență în funcție de vibrația pe care voi o plasați acum pe ultima sută de metri în 2021. Așa că trăgând linie și făcându-vă aceste calcule, dacă voi începe să bălăcăriți acest an, din păcate pentru voi, și confirmați-mi, vă rog frumos, dacă am sau nu dreptate, că toți anii în care ați blestemat luna anterior și ați sperat că este mai bine în anul următor, anul următor nu s-a dovedit a fi tocmai atât de transformator și revelator și excelent și minunat și mirobolant și plin doar de fericire, fără niciun eveniment trist. Pentru că, de fapt, ați cărat energia negativă din anul anterior în anul următor. Acestea fiind spuse, nu vreau să mă mai lungesc foarte mult cu aceste materiale. Vă urez sărbători fericite, multă claritate mentală. Sărbătoriți nașterea lui Isus Hristos în fiecare zi din viața voastră, în momentul în care aveți o conștientizare puternică despre cine ați fost și unde ați ajuns. Eu, spre exemplu, am fost spălată la Albie, în curte de bunica mea, la țară, la Tuzla, în o albie pusă pe două scaune, mă spăla în curte de față cu toată lumea și mi-era o mare jenă și sunt acum acest om care se învârte prin capitală, care are probabil legături și contacte atât cu oameni care sunt de, nu știu, venituri modeste, dar și cu oameni care sunt cu venituri înalte, cu cunoaștere înaltă, cu anumit, un anumit grad și o cultură elevată și pot vorbi cu ei de la egal la egal. Sunt acea fată care se juca la oaltă cu cei 12 copii ai unor țigani de pe stradă și făcea păduchi în fiecare vară. Și sunt acum blondă, aranjată, pieptănată în casa mea, fără nicio datorie, fără nicio problemă financiară majoră, și stau și vorbesc despre spiritualitate. Sunt acea fată care nu citea nicio carte în trecut și care a ajuns să parcurgă foarte multă cunoaștere și înțelepciune din cărțile spirituale, urmând ca apoi să aibă acest free flow de a vorbi, această libertate de a vorbi în fața voastră și să fiu și apreciată de mulți dintre voi pentru asta. Uitându-mă în urmă și comparându-mă cu cine eram în trecut, a meritat și anul 1982 în care m-am născut, a meritat și 83, și 84, și 85, și anul 89, când a fost Revoluția și a fost un moment notabil, aveam șapte ani. Apoi a urmat ceilalți ani și au meritat toți anii ăștia și niciunul dintre ei. Nu poți să-i cataloghezi vreodată ca fiind un an super scârbos în viața mea, super urât, de care să mă dezic. Fără anul acela, eu astăzi nu aș fi avut 39 de ani, pregătindu-mă să împlinesc 40 cu ajutorul lui Dumnezeu sau cu ajutorul vibrației mele pozitive pe care mi-o clădesc zi de zi cu fiecare alegere pe care o fac. Același lucru vă urez și vouă, foarte multă înțelepciune și întotdeauna rămân la părerea mea, rămâneți în lumină și nu uitați că în orice încercare de schimbare a vibrației voastre, curajul este linia mediană care demarcă vibrațiile joase, de vibrațiile înalte. Dincolo de curaj încep să se găsească valori etice și spirituale și morale mult mai mari, mult mai înalte, apropiindu-se încet încet spre iubirea necondiționată pe care o deținea doar Isus și Buddha. Și pentru a atinge acest prag al curajului, nu înseamnă că trebuie să ne oprim acolo, ci să perseverăm în el și să rămânem cu credință. Credința este ceea ce ne ajută să avem curaj nu atunci când suntem susținuți de o mie de oameni sau zece mii de oameni, cum fac oamenii când se duc la proteste. Mă duc la protest pentru că mai am încă 3 milioane de români care susțin aceeași cauză. Curajul este atunci când lupti tu împotriva lumii singur pentru ceea ce crezi și pentru ceea ce este adevărat pentru tine în sinea ta. Atâta timp cât nu vine din ego, bineînțeles. Acestea fiind spuse, vă urez sărbători fericite. Sărbătoriți așa cum vă place voi și cum simțiți voi, dar rămâneți pe vibrație pozitivă. Mesele de Crăciun, iarăși, să nu fie abundente, pentru că și asta este, de fapt, o asociere cu sărăcia din trecut. Popoarele noastre, toate, foarte rar pe pământ, cred că, în afară de marile puteri și marile imperii ale lumii, au suferit toate de foamete dovadă că în ziua de astăzi mesele abundă pentru că era un mare display, o mare uh, etalare de avuție și de îndestulare și de belșug, dar după cum vedeți duc la tot felul de excese alimentare și probleme de sănătate în rândul oamenilor. Să rămâneți în moderație, să aveți moderație în toate, mai ales moderație în moderație și să petreceți cu sufletul curat, este mai mult o sărbătoare a luminii, o sărbătoare prin care Începem din nou să prindem puteri tot mai mari din partea soarelui, a zeului soare, a sfântului, nu, a lui Isus Hristos, care este asociat în creștinism, la fel cu soarele. Și să fim pozitivi și luminoși nu doar pe 25 decembrie, ci pentru tot restul vieții noastre. Și din orice situație negativă. Să o transformați și să vedeți care sunt aspectele pozitive ale ei pentru a vă genera un viitor mult mai curat și pentru a rupe în sfârșit aceste cicluri karmice, sordide, în care ne putem învârti la nesfârșit. Acestea fiind spuse, rămâneți în lumină, vă pup și poate ne vedem abia în ianuarie, dacă nu mai am timp de încă o intervenție înainte de finele anului. Vă pup! La revedere!